Înalt preasfințiile și preasfințiile voastre, preacuvioși și preacucernici, părinți, onorate oficialități religioase, civile și militare, iubiți frați și surori, autenticitatea și dinamismul unei biografii se poate verifica prin suprapunerea Evangheliei peste atitudinile, cuvintele și lucrările esențiale care o formează. Întâlnirea dintre cele două se vedește într-un mod consistent, intens și specific în personalitatea părintelui episcop Vasile Fluieraș. Încercând o exprimare sintetizatoare, aș îndrăzni să spun că itinerariul vieții sale se poate prezenta ca o istorie personală pe modelul cum am vrut să mă fac sfânt, construit pe două direcții, până la sfârșit a iubit, până la sfârșit s-a smerit, pentru ca pe nici unul să nu piardă. Plecarea sa în eternitate poate fi descrisă în consecință drept săvârșirea într-o credință a unui suflet drept, iar icoana sa, în termeni liturgici, îl prezintă și îl reprezintă ca unul care și-a adus aminte de cei săraci, potrivit anaforalei Sfântului Ioan Gură de Aur. Voi întări această efigie citând un fragment dintr-o mărturie publicată în aceste zile în presa locală. La ușa sa, citez, am întâlnit oameni simpli, muncitori, pensionari, tineri, intelectuali, artiști, medici, profesori universitari, studenți, șomeri, oameni bolnavi. Descoperi aici fața nevăzută a acestui oraș aparent prosper, aparent liniștit, aparent fericit. Acolo, la ușa episcopului, se recompune chipul suferind al lumii noastre, cu toate necazurile cunoscute de om vreodată. Fiecare eveniment social, cu urmări negative, se simte aici, ca unda de șoc a unui cutremur. Preasfințitul Părinte Vasile s-a născut în data de 30 decembrie 1948, în orașul Cluj-Napoca, din părinți muncitori, tatăl Constantin la uzina de apă, iar mama Rozalia la uzina 16 februarie, familie ce își avea rădăcini adânci în Mănășturi. A urmat școala generală în cartierul său de Baștină între anii 1955-1962, apoi școala profesională 16 februarie din Cluj între anii 1962-1965, la absolvirea căreia se va angaja la uzina 16 februarie. Aici a avut și primul său contact cu suferințele și problemele oamenilor. Tocmai pentru că și-a dorit să vină în întâmpinarea acestora, a hotărât să se facă medic. A învățat din greu și a dat admitere la medicină. Nu a fost admis, pentru că așa a vrut Dumnezeu, așa cum dânsul afirma. Și s-a întors la munca sa în uzină. În paralel, a urmat cursurile serale la liceul numărul 12 din Cluj între 1965-1971, unde a obținut și bacalaureatul. În anul 1969, este greu încercat, pierzându-și unicul său frate, Gavril, și la scurtă vreme și pe tatăl său. Un pelerinaj la mănăstirile de pe Valea Oltului, în toamna anului 1968, avea să aprindă în inima sa dragostea față de teologie și slujire. S-a întors la Cluj și s-a adresat părintelui Romulus Popa din Mănășturi. Astfel, în anul 1972, s-a înscris la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu, unde, 4 ani mai târziu, a obținut și licența cu lucrarea Probleme sociale în scrierile părinților capadocieni la Catedra de Bizantinologie.
sub îndrumarea părintelui profesor dr. Teodor Bodogae. Teza sa de licență se va dovedi profetică, cunoștințele adunate fiind puse mai târziu în lucrare, în multele sale proiecte filantropice. Pe 27 noiembrie 1976 a fost hirotonit preot celib pe seama parohiei Tureni, protopopiatul Turda, de către preasfințitul părinte, episcop vicar pe atunci, Iustinian Maramureșanul. La scurtă vreme a fost detașat pe 1 ianuarie 1977 ca preot slujitor la parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Grigorescu a municipiului nostru. După alte câteva luni, în august același an, a fost numit preot slujitor la parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănășturi. Pentru activitatea misionar-pastorală deosebită, arhiepiscopul Teofil Herinianu i-a acordat distinția bisericească de iconom în anul 1987. În anul universitar 1990-1991 a fost duhovnic asistent la Institutul Teologic Ortodox de grad universitar din Cluj-Napoca, astăzi Facultatea de Teologie Ortodoxă. Iar în primăvara anului 1991, în ajun de bună vestire, a fost uns în monahism la mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, de către înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop Andrei, pe atunci, al Alba Iuliei. Iar în octombrie aceluiași an, a fost numit stareț al mănăstirii Nicula, viața monahală de acolo având mare nevoie să fie revigorată. S-a dovedit un adevărat părinte, născător de fii, mulți, care vor deveni mai târziu episcopi, stareți sau duhovnici de mănăstiri. A îndeplinit această ascultare până în februarie 1994, când înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Bartolomeu l-a numit ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale din Cluj-Napoca și exarh al mănăstirilor, hirotesindu-l arhimandrit. În această perioadă, cu mari prefaceri sociale, se simțea nevoia înființării unui nou sector în administrația eparhială cu caracter misionar social. Astfel, în urma propunerii mitropolitului Bartolomeu Anania, este numit episcop vicar al eparhiei Clujului și hirotonit în ziua de 15 august 1998 la mănăstirea Nicula de către patriarhul de vrednică pomenire Teoctist, împreună cu un sobor de episcopi. Sectorul misionar condus de preasfinția sa a fost un exemplu. Au fost angajați asistenți sociali cu studii de specialitate. Au fost deschise cămine pentru vârstnici, centre pentru copii, o policlinică, un centru de informare și consiliere în adicții, o farmacie gratuită, dar mai ales centrul de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie, care își primește pacienții mulți la număr încă din anul 2012. Pentru activitatea sa bogată, în anul 2004, președintele României i-a conferit ordinul Meritul Cultural în grad de comandor. Ca orice om pe care Dumnezeu îl iubește mult, în luna septembrie a anului 2014, părintele episcop Vasile a fost greu încercat, suferind un accident vascular cerebral, însă a rămas până la capăt fidel chemării sale, cu chipul luminos, senin și zâmbitor pentru cei din jurul său. Din pricina stării de sănătate, tot mai precare, la finalul anului 2019, ca urmare a aprobării cererii de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, se retrage din activitatea administrativă, continuându-și pe mai departe activitatea pastorală și duhovnicească. Trece la Domnul în ziua de 8 octombrie, după 7 ani de suferințe grele. O viață întreagă, preasfințitul Vasile a adus și s-a adus, a primit și s-a împărțit, a adus, a oferit mult și multe celorlalți, dăruind din tot ce avea și chiar din ceea ce nu avea. S-a adus pe sine,
în dragoste, cu bucurie, dar și cu cruce, celor care aveau nevoie. I-a primit pe toți, fără selecție, fără condiții, cu problemele și cu durerile lor, și s-a împărțit pretutindeni pe unde trecea, lăsând câte ceva din inima sa, cuprisos de bucurie, cuprisos de măsură, bucurie, pace, așezare și mai ales îmbrățișare de Părinte. La acest ceas solemn, după rânduiala noastră creștinească, se îndreaptă cerând iertare pentru unele atitudini sau eventualele momente de cădere pe care le-a avut de-a lungul vieții sale către cei mulți care l-au iubit, oferindu-le la rândul binecuvântarea sa de părinte și frate. Mai întâi, către ierarhii prezenți la această sfântă celebrare, către ierarhii membri ai Sfântului Sinod în frunte cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, către permanența Centrului Eparhial și către toți angajații Centrului Eparhial, către toți colaboratorii săi apropiați în decursul celor 23 de ani de slujire arhierească și către toți ucenicii, către preoții, monahii și monahiile din eparhia noastră, către toți colaboratorii din instituțiile sociale pe care le-a coordonat, către medicii și personalul medical care l-au însoțit în vreme de boală, către rudele de sânge de care se simțea apropiat, către mănăștureni pe care i-a slujit cu atâta dăruire, către toți cei prezenți astăzi la prohodire, dar și către toți credincioșii din întreaga eparhie sau de mai departe. Iar noi, cei care vremelnic mai rămânem, îi suntem recunoscători pentru multe, îi mulțumim pentru nenumărate și mai ales pentru zâmbetul său frumos, pe care ni-l oferea cu mărinimie tuturor, învăluindu-ne cu dragul și dragostea sa, și cerem iertare pentru ceea ce nu am reușit să înțelegem de la dânsul sau pentru ceea ce nu am izbutit să facem în fața bunătății sale. Ne rugăm ca Domnul să-i facă parte de odihnă în lumina feței sale și întru îndulcirea frumuseții sale. Amin. Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-l odihnească.